Independentul care a candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Târgu Jiu la alegerile din 9 iunie, Marian Ciofâcă, anunță că va candida la alegerile parlamentare pentru județul Gorj din partea alianței formate din Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară, Alternativa Dreapta și Partidul Național Țărănesc Manu Mihalache. Eu candidez din partea partidului Forța Dreptei, practic este o alianță de partide, sub sigla cărora candidăm. Cum? Cu reprezentant la prezidențiale, domnul Ludovic Orban. Cum v-ați gândit, cum ați luat această decizie să candidați din partea alianțelor Forțelor Dreptei? Practic, cei de la Forța Dreptei au făcut acest demers prin domnul David Soiu și m-au contactat și m-au invitat la discuții. Ciofâcă spune că își dorește ca gorjenii să beneficieze de energie regenerabilă și că are mai multe proiecte pentru Gorj. E clar că prin voluntariat și prin proiectul Casa Verde am demonstrat poate. Cu siguranță sunt și alte proiecte pe care trebuie să le implementăm pentru cetățenii județului Gorj și asta a fost un prim pas prin care am dovedit că dacă ne dorim și ne implicăm, se poate să ajutăm Gorjul să beneficieze de energie regenerabilă prin proiectul celor de la FNE. Rezultatul alegerilor locale a fost unul surprinzător, iar acest lucru l-a motivat pe politician să își dorească un viitor în sfera politică.